vârstă, pentru a preciza că acest proiect se înscrie într-o linie lungă, o linie istorică lungă, începută cu 1570 și ceva, atunci când apare pentru prima dată în spațiul cultural românesc, înțelegerea că Biblia trebuie tradusă pornind de la textul sursă și că acest text sursă este textul evraic. Desigur, la vremea respectivă nu existau competențele pentru a asigura traducerea întregii Biblii direct din evraică. Traducătorii scurtă își doreau asta, erau sub influența reformei și încercau să imite modelul occidental, dar în realitate traduceau din maghiară și Palea de Nouă Biblie este tradusă din maghiară, după cum știu cei care au făcut filologie. În secolul următor, la Băgrad, acolo unde se încearcă și se reușește traducerea Noului Testament și apoi a Psaltirii în 1651, există de asemenea interes pentru textul în limba ebraică și traducătorii, rămași anonim, coordonați de Simeon Ștefan, își doresc să dea o traducere după judovrește, după evreiește, acela era cuvântul pe care îl foloseau ei. Acum, bineînțeles, și conștiința faptului că există un precedent solid pe care l-a creat Ieronim. Nici în acel caz nu s-a tradus din ebraică, pentru că traducătorii au folosit, de fapt, modelele occidentale latinești. Immanuel Trenelius, Iohannes Piscator, savanți din secolul XVI-XVII, care le ofereau posibilitatea de a da o traducere recomandată pornind de la textul latinesc și comparând cu ceea ce se află și în alte versiuni. Abia în secolul XIX, în spațiul cultural românesc, începe o preocupare mai intensă pentru traducerea din limba ebraică și societatea Biblio-Britanică a fost în avangarda acestor eforturi, dar nici aici nu s-a reușit, de fapt, decât preluarea unui alt model, mai ales franțuzesc, cu Bibliile protestante de la Geneva, care au avut, evident, o receptare limitată. Secolul 20 este secolul în care părinții Vasile Radu și Clara Galantion își propun să traducă textul ebraic și reușesc această primă traducere, fără comentarii, bineînțeles, însă colaborarea lor a fost marcată de anumite tensiuni între literatul Galantion, care dorea mai mare libertate de stil și constrângerile, să zicem așa, mai degrabă biblico-filologice pe care îi impunea colegul său Vasile Radu, care era, într-adevăr, evraist format la școală occidentală. Și traducerea lor a rămas într-o anumită nișă din cauza faptului că apărând în 1938, a fost prinsă și ea la multe alte proiecte și scrivit apoi de Revolucul Comunist, în așa fel încât nu s-a mai putut vorbi de o traducere după textul ebraic, decât după Revoluția, atunci când studiile biblice au putut să fie revigorate. Proiectul nostru de se înscrie în această linie care începe cu secolul XVI, final de secolul XVI, și este primul proiect în care traducătorii provin din mai multe confesiuni religioase, care au competențe diverse. Unii sunt mai degrabă bibliști, alții filologi, semitologi, chiar arabiști, pentru că avem nevoie de competențe cât mai largi ca să ne asigurăm că privim textul acesta complex, textul acesta greu, din toate unghiile posibile, în speranța că îl putem aduce înaintea dumneavoastră într-o formulă care să păstreze ceva din stranietatea lui, dar în același timp să-l facă inteligibil pentru cititorul secolului 21.